Black Friday a venit și în acest an cu reduceri în magazinele de la Botoșani. Câteva zeci de persoane au luat cu asalt spațiile comerciale care anunțaseră o zi a marilor reduceri. În vinerea neagră a cumpărăturilor, botoșenenii au ieșit la atac. Pe internet, startul s-a dat de la miezul nopții, iar magazinele s-au deschis dis de dimineață la ora 6. Reducerile de vinerea neagră sau Black Friday ar fi trebuit să aibă loc de fapt în ultima vineri a lunii noiembrie. În schimb, pentru români, astăzi, 21 noiembrie, sunt reducerile cele mai mari, în special la magazinele de electrocasnice și, evident, electronice. În Botoșani, oamenii s-au adunat astăzi, este coadă foarte mare, sunt de obicei 2-3 zile de reduceri, însă chiar prima zi obiectele încep să se vândă, oamenii sunt interesați și o să vedem ce reacție au ei. Găsiți ce ați căutat? Am găsit. Și da, să vedem dacă îi place lui. Ce anume? La un telefon v-ați gândit? Da, la un telefon. De la 12 milioane cu reducere de până la 8 și ceva, știi? Să vedem ce zice el, să-l aștept pe dumnealui. Un televizor, un Smart TV. Și v-a plăcut reducerea? A fost convenabilă? Păi e acceptabil. O reducere de 2 milioane chiar am așteptat ziua de astăzi, având în vedere cum trebuia un televizor. De ce nu? Ce anume căutați? Un laptop. Și nu ați găsit nimic care să vă combină? Păi mai verificăm și alte magazine. La ce preț îl vă orientați? Între 15 și 20. Și dacă sunt mulțumiți de reducerile din vinerea neagră, alții au o totală altă părere vis-a-vis de așa zisele prețuri mici. Ah, n-am găsit nimic. Nimic care să vă intereseze? Ce mă interesează, nu. A ce anume căutați? Am vrut un blender. Și nu ați găsit nimic care să vă placă astăzi de Black Friday? Nu. Nu ne-am propus o sumă, dar am fi vrut ceva care să aibă o reducere cât de cât consistentă, adică să fie într-adevăr redus. Am mai testat și pe internet și mai mergem și mai căutăm și în altă parte. Vinerea neagră este ziua care urmează Zilei Recunoștinței în Statele Unite și care deschide sezonul de cumpărături de Crăciun, însă a fost importată și în România. Dar se pare că reducerile preluate de peste ocean sunt greu de suportat pentru buzunarul botoșăneanului, care trăiește de la un salariu la altul pentru a mânca și a-și achita facturile la bloc.